de a începe, supus spre aprobare procesul verbal din ședința anterioară, din 20.11.2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2019. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 50 din 20.11.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în Comuna Hilegiu, județul Bacău, în anul 2020. Așa. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pe care îl va percepe Serviciul Public de Salubrizare Hilegiu de la persoane fizice și juridice pentru prestarea activităților de colectare, transport și depozitare deșeuri solide. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului modernizare și consolidare cămin cultural SAP Hilegiu, aprobat prin hotărâre de Consiliul Local numărul 35 din 28.06.2017 și modificat prin hotărâre de Consiliul Local în 20 din data de 28.03.2019 și hotărâre de Consiliul Local 41 din data de 13.09.2019. Și ultimul punct, 5 probleme care se supun dezbaterii Consiliului diverse. Așa. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. Da, aici vă prezint eu situația. Avem 3 sume de rectificat pentru buget. Sunt 2000 de lei primiți din TVA pentru descentralizate pentru copiii cu CES. 58.000 de lei primiți din venituri pentru echilibrarea bugetelor locale. Și 110.000 sunt ajutoarele pentru încălzirea cu lemne. 2.000 de lei au mers pentru școală la copiii cu CES, au fost repartizați. 58.000 de lei sunt repartizați la drumuri, la capitolul 84 drumuri. Și 110.000 la capitolul 68 ajutoare privind încălzirea... Am fost aplicați astăzi până vineri de intervalii, de ajutorul de încălzirii. O să vedem până împărțim, când câte știu... Da. Cei 58.000 de lei sunt primiți deja clar, majorarea veniturilor. 2.000 de lei sunt primiți. Asta e tot. Mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Am sărat cum așa ce nu am văzut. Împotrivă? Abține? Sunt față de alți ani. Poate să fie mai bine. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 50 din 20.11.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicate în Comuna Hilegiu, județul Bacău, în anul 2020. Da, aici există propunere de modificare a taxei pentru salubrizare, de la 6 lei. Pentru persoanele care nu au contract cu Serviciul Public de Salubrizare. Cei care au contract cu la... Nu. Nu. Să și taxa și tariful. Nu ne acoperim cheltuieli nici de cum, nici pe jumătate. Pentru mașina de urmă este astăzi de service. Și cred că nu scăpăm pe 15.000-20.000 de lei. Chiar mă gândeam la anul, dacă nu știu ce mai fi, de ce putem avea, suntem obligați să căutăm încă o mașină care să ne ajute. S-au mărit peste tot acțiile, nu doar la noi, mai ales suntem obligați către ANRSC cu 80 de lei per tonă, începând de 1 ianuarie, o să poate recurgă ordinară, începutul de ianuarie, în loc obligatoriu, 50 de lei produși. Eu încerc să țin tot un plafon cât mai jos. Am înțeles cei care au contract cu Adisto era depăsesc 10 lei la nivel de urban, din câte știu eu, dacă nu e și mai multe, 11 lei, poate. Da. Hai să mergem pe, nu știu, pe 7 lei, poate ați zis, nu? 6,50 și... De la 6 la 7 lei. Da, la tarif și 6 lei la taxa de salubrizare. Da, 7 lei taxa de salubrizare și 6 lei tariful...
pentru serviciul de salubrizare. Da, 7 lei pentru să te zice că nu au contract, da. Și de la 35 de lei pentru agenție juridice. Nu știu, e puțin mult, e o problemă cu noi. Până acum nu am fost bine, dar dacă tragi în listă, de linie, să știți că nu sunteți departe, ca și eu, dacă am pe un contract cu Lompreiesu, de exemplu. Avantajul când ne gestionăm noi și un alt avantaj când îi păstrăm cei patru angajați pe serviciu care îi au un loc de muncă, altfel trebuie să-i primim acasă. Sunt singurile avantaje. În colo financiar nu avem niciun avantaj. Aceea nu, dar și dacă mi-era pe partea ăla și trebuia să ne ducem cu la plăhări? Îi blocau punturile. Deja sunt un problem ia cu noi, înțeles, la multe... Aici nu o să puteți de sub, dar e mieși, dar mândești. S-a bună, 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 bună. Trebuie să le acum tu bani și... Da, populație, populație, mă mieși, nu vreau să le dau. Populație, mă mieși, nu vreau să le dau. Exact. Și ăsta e așa. Cum? Să băgăm taxa în impozit. Păi, tu mai răspundeam. Cei care nu au contract, taxa este în impozit. Pentru rolul fiecărui. Nu putem da, pentru că da. Serviciul vostru are persoane juridice și are statut independent. Ei își încasează. Ce nu încasează ei, încasăm noi pe ce nu taxa respectivă. O dată nu putem și impozit. Și până la dată plătim contra valoarea prestației către ei. A fost mai bine și nu mai rabatai. Deci factura în fiecare lună către demosul este de 8500, 8400, 8600 de lei lunar. Vorbim doar de plata gunoiului. Ducem gunoiul de aici la Odești și acolo facturează în fiecare an, în fiecare lună, pe greutate, pe tonă, suma respectivă, 1000 și ceva de lei. Ei, aici se adună salarii celor 4 oameni, se adună cu cheltuielile mașinii, sau o vinietă, combustibil, mașina e luată în 2007, are 12 ani, m-a spus, pornește greu, miteam în smără problema de injecții, m-am dus la băieții de la Bogdănești, deci nu avem în zonă. La ajut. Cred că e cea mai competentă, cel mai competent atât de injecții și injectori. Și spunea cineva că au unul de un camion, 5.000 de lei a fost acolo de TVA. Dar ce alternativă avem, domnul primar, la cei care nu figurează nici cu proprietăți pe, pe numele lor, de altfel stau pe numele la părinți și stau cu familia. Că a spus că cei care nu au contract, da? Acolo i-am identificat. Adică mai am mai care nu au contract, îi produceți da. Acolo un întâlnit. Dar la... Și nu sunt puțini, vă spun. Sunt cu relație de impunere, de impunere, de luare în spațiu. Da. La mama, locuiesc în pe orice 6. De-aia m-a identificat, au mai fost colegii mei interne. Cum de acum ne suntem pe ce cost la să ne sustragem de la plătitași și impunere. Vă dați seama. Problema e ca să putem aduna și bănuții și exact ce mai spuneam și am avut în discuții vis-a-vis de gunoi, să mai montăm acele containere extra, da, în puncte cheie, propice. Sunt foarte scump, nu le-am permis, pentru că a fost cărbura foarte mare cu mașina, am dat 150 de milioane, 60 de milioane pe 5 bucăți. Și să vă spun care ar fi eficiența. De exemplu, dacă mergem acum, eu astăzi am fost două ori pe drumul la, pe Vale, la Murar acolo. Să vedeți pe dreapta, spre Obedea, spre de rând, da? Sunt mormanii, dar împrăștiat e ahotic, nu caotic. Parcă cineva a dorit să-și piardă timpul, domnule, să-l împrăștie gunoaiele. Păi mă gândesc că dacă am fi pus acolo, chiar nu deranjez, că e o distanță destul de bună până la primele case. Ce-i faci? Îi dă foc. Poate nu-i dă foc, poate, dar trebuie încercat, că e păcat. Că de altfel, trebuie, dacă mergi și acum să le revoltăm, cred că durează ori întregi sau zile să le aduni. Pe când dacă am pune acolo 2, 3, 5 containere, noi îmi mers că nu le-ar mai arunca chiar așa, sau măcar să mai sfidează de oamenii care ne-au trecut. Ne-am luat pe ele 15 bucăți, ne-am încheiat o bună, nu ne acoperă. Nu mi-a trecut cel puțin 30-40 bucăți, adică ați văzut 500 milioane. Am eu o soluție, trebuie încercat. Aici, să începem cu cartonul. Ăștia de la carton, de la Branca Arganciut, vine, îți dă de cupul de, nu știu cum să-i zic, are un chestie de aia care îl pune în mașină, care se strânge cartoane. Ei ți-l... Un container. Da, un container la pentru cartoane, ți-l pune la gratuit, tu cum ai strângi, vine la nu știu, depinde cum au ei trasă, pe aici vine ți-l ia. Da, vezi cartoane, ce rău de cartoane și... nu e agenții cu noi, cei care au... Bun, eu zic, eu mă gândeam așa, bun, pune unul, da, da, dau un desen, unul cu plasorii. Da, dar nu în zona acolo. Unul, păi trebuie încercat. Înțelegi? Sau să mai ridicăm niște locuri de astea. Eu, de exemplu, zic eu.
știi cum e chestia. Se duc numai de cartonul, așa, care ce faci cu el? Uite, și atunci, eu zic, s-a reduce cotul. Și chestia asta, eu zic, se întâmplă și cu sticla, se reciclată, și la, nu numai la plică, și la asta, la petru, din la petru, la... Nu se ne confundă cu aceea, cu carton, nu se pune acolo și chilos. Oricum se deobligă. Dar nu e așa. Nu au loc carton. Dar e bine din cercat. Nu e bine din cercat. Și-a vrut nimic. Eu m-am gândit la o altă treabă. Da, cu noi se lechiva fel fără. Dar ne obligați pe lege. Deci, până în 2019, trebuia să conectăm cel puțin 30% selectiv. Și au fost o chestie din anul viitor, să cumpărăm un sac de amenajare, care să le dai doar o dată pe lună și să le dau cu 20 înainte, de data de 13 ani lunii, trece mașina să ia numai selectiv. Pentru că altfel, dar problema este a, eu le iau selectiv și acolo tot la amestecă la pentru că ei n-au... Păi, dar nu mai avea treabă cu asta dacă nu înțelegem cu știință. Am vorbit cu... Lucrul ăsta se întâmplă, de exemplu, la zona Jet, vă spun sigur. Știu lucrul ăsta, eu am murit. Deci, în zona Vrescu, se întâmplă lucrul ăsta. E o zile special acolo am văzut. Au zis special pentru fiecare. Mâine luăm cu hârtie. Păi, asta aș doar pentru hârtie. Păi, îmi luăm sticlă. Am luat doar sticlă. Și așa că o coletează numai sticlă. Beau cineva de la... După trebuie să crezi, la ce n-ați făcut? Lucrează la o firmă, îi s-a dat de genul ăsta și chiar cu asta se ocupă. Totul, la noi nimeni funcționează. Bine, sunt altfel, au și altă mentă, dar noi multe răutate și noi știți foarte bine. Domnul primar, pentru anul viitor noi am încercat și v-a spus să facem cumva niște soluții încât să determinăm două frâni mai arunci auzi. Dar de dealul de sub continuare. Deci orice pas, cât de mic, va fi favorabil. Chiar dacă e nevoie să spălăm și mai ceva, știți, luăm niște bubele, o prindem în bugetul de anul viitor. Nu sunt loc 50, dar 20. A, de 3. Sau depinde cum ți înțelegi cu ei. Dom'le, măcar dați-ne hârtie, nu trebuie pentru nu știu cât. Dau exemplu, depinde, zi, la nivel de primărie. Cine se ocupă de serviciu salubritate, zic, ia legătura cu agentul de pe zona asta și spune, propune, domnule, uite, uite ce se întâmplă la noi. Putem să facem chestia asta? Să nu se întâmplă la miliție electrocanca. Ce idee foarte scurtă. Este o fată care agent pe zona asta. Eu am sunat pe ăla așa, am vorbit. Eu zic, eu vorbesc din punctul meu de vedere de agent economic. Nu vorbesc din... Da, da. Și ea era dispusă, domnule. Apropierea centrului economic ce trebuie. Eu eram de acord și Petru. Da, trebuie gândit că unde îi duci cu Petru și îți dă bonuri valorice sau îți dă nu știu ce. Dar ești mai puțin doar cu Petrului lor, nu? Dacă duci cu Petru din România, că ar fi cărat ăștia Petru. Și cu Petru și cu Petru. Zorul e învață așa ceva. Da. Și atunci, odată nu mai avem și zic, la scadă și mă din posturi, și zic, și începe și partea asta luată de a le face selectiv? Adică prin mai mult ce... E gratis? E gratis. Supus pe aprobare? Trebuie căutat, trebuie căutat. Cine s-o pune pentru noi? Pentru Petru, firmă pentru... Da, scuze, vă potrivă. Petru avem, abținem pe transul, da? Ce s-a făcut? Dar nu se mai apuc. Mi-aș putea să duc acasă, eu să ne scrie din aia. Dar eu nu umplu prin oraș. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pe care îl va percepe serviciul public de salubrizare HLC-ul de la persoanele fizice și juridice. Aia au fost neapărat în aceeași discuții. Supunem aprobării și punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului modernizare și consolidare pe minim cultural sau HLC-ul. Aprobați prin... Deci, cu formul ordonanței, care nu știu. 114. 114, contribuția pe GAS, pe asigurări, s-a mărit de la 0,1% la 3,2%. A influențat vreo 10.000 lei pe proiect. Pentru angajații constructori. Da. Și să ne plătim ca la abonament, ca la telefon. Eu un telefon, eu plătesc 3 milioane, nu am sigur. Noi plătesc în 12 luni sau în 24 luni. Noi am fost cu vali în teren și au identificat zonele din care am fost intrări din sat, de o parte de alta, centre, cărți culturale, și de unde se poate aproviziona cu lumină. Deci eu m-am convins acum 2 luni. Locul nu s-a luat cel mai mult de gunoaie. Peste tot.
Deci o să punem ca 10 camere în fiecare sală. E mașină, e și calitate. Asta e, poți și bani. De exemplu, acum de la Dragul Janu, eu o să vină dragul noi, să o punem în urmă. Era problema și de unde poți să lege de curent, ca să fim tot de la... Facem brașament, facem brașament în plus, pe sat, nu asta nu e o problemă. Eu m-am convins prima trecută cât de util este camerea de la vedere. Eu la mine acolo, în magazin, la cofetăria unui vas, mi-au făcut camerea de la vedere, din normal, la drum. Erau copii înăuntru și a venit o domnișoară care nu am identificat-o așa. O furat, o furat bicicleta din fața magazinului, un copil, la un... Deci o s-a urcat, iată, m-a dus pe camere, o plecat și la o săptămână s-a făcut la marinerul la poartă. O mers pe ea cât o mers. Nu, îmi spune cineva că a văzut-o prin fața Lenuței, că acolo merim pe jos. Da, mereu. Ce mi-e mai Lenuța? E domnișoara, nu știu de pe unde, dar... O să poate? Cred că da, dar e îmbrăcată foarte elegant. Elegant, era cu niște colanți, cu... Da, da, da. Și ce căuta bicicleta? Nu, cu mă. Mai merge și pe jos, dar e rulată și pe ale. Pozitiv. Așa era pe la tine. A fost un popas la tine. Nu. Și tu n-ai înțeles. Te-ai uitat în dormitor? Îl faci să așa cum arăt. Da, în fine, trecem la următorul. Da, vreau să întreb cu Adelin cu Becul din Bacău, că Becul din, mai ales partea din centru, când vin, când merg... Își bagă mâna acolo. Nu știu ce... Era bunul ca îmi vedea și acolo. Am găsit la altă SCR, pentru mă personal, bă, nu se poate, dă o dracu de lumină. Am băgat lămpi, ok. Băgat în ceasul de la temperatură, băț și în siguranță la fel. Un băț de rupt dintr-un copac, așa, care bloca ce siguranță și tot. Băi, nu, dar vrea să Dumnezeu, dar nu e unul acolo, nu știu, e vreun copil, e vreun vecin, e cineva care... Și mereu le găsește Sorin, pentru că aproape fiecare zi mă sună mare cu chestia asta, le găsește umblat la ele, le dereglează. Reglează, da, un ceas, le reglez din... Unde e asta? Dar nu se poate, se pune un capac și cu lapăt? Cu niciodată de sus? Este capac închis. Și lapăt? Cred că e lacăr de la nu, este de la cumare exact. Nu era o problemă. Da, nu știu exact. Băieții ăștia care mai tare le înesc, nu știu de reglează ceasurile. E pe ulița de spatele tău acolo, cumva. Aaaa, pornel acolo. Nu, pe eu știu că erau tot de acolo lângă la urmă. Nu, nu, e în fundătura aia. Asta și eu zic că am pe ulița. Bine, e pe capăt. Să zicem, mă, le-a prins săracul. Aseară, de exemplu, când am plecat la școală de ora 7, deodată. Pentru cum că ziua la ele, vine reglează, vine reglează la 5 și la ora... Eu asta am bănuit. Eu asta am bănuit și pe... Asta am bănuit și pe tipsa recyclului de la școala de lei. Atunci când a fost școala de vară, mi-a dispărut risata, zic bine, nu știu dacă zic bine. Cel în care se face. Unitatea centrală. Așa. Poți zăpăcea, că acolo am fi și la... La vreo 100 de măsuri mari. Și în ultima dată, noi nu mai avem... un recycle. Deja mi-ai intrat din cartă. Și că da, că nu putem, nu este aici. De fereu, exact așa este. Am cumpărat altul, l-am remontat, l-am... Deci eu cred, oricum nu poți să-l folosi la nimic. Ăla-i parola care fiecare mai bine nu poți să intre o fiind el. Nu mă, nici nu-i mare, e o chestie cât un dosar, cât o zi mai vizia. Da, nimic, e subține. Nu știu dacă se facă rău, cât dacă nu, ce spui, nu vreau să fie o chestie. Mai sunt niște care tot trec cu căruțele cu lemn din noaptea și să nu fie lumină, lumina acum de lemn, tot ca toată principalii. Nu, 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 nu,
Da. Acum i-am spus Sorin să, dacă nu știu, să schimb cutia aia, poate, nu știu. Dacă pun un post, acolo unui contor și unui siguranță, din câte știu eu, e din plastic, eu nu știu dacă e metalică. Pentru siguranță și pentru... Acum le-am băgat o bucată de denușa, cam la 10 cm, 2 cm. Eu cu una mea, n-am fost un primul fost. Clar, băieți, nu știu. Da, e o chestie de asta, că nu, altfel nu-mi explic. Dar mai că în jos nu se întâmplă, numai acolo în centru, acolo e așa, că nu se adună noaptea aia și stau. Da, mă, dar ca să nu s-a dus intenționat, că stau la bancă în centru, știi? Da, se duce până acolo. E o chestie de dar ce găsim? În altă ordine de ea. Păi nu e țara și era în delinie centru. Trebuie să facem acolo ăștia care îl parchează pe urmă. Îmi dau comandă pe indicatoare să aici, dar mi-am zis că avem cu stațiunile interzise. Unde? Nu știu, da. În centru. Vin de la direcția la zi, sau nu vin, lasă mă așa, viața cu rețea la 90, plăchează toate ei și agenții. Nu știu, 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 am făcut frumos în toată asta, țin mașina parcată acolo, de jur, ca ești bun, nu, dar, de exemplu, problema asta cu parcarul de la poliție, la neam. Sunt mașini care îi doctorează... Am luat indicatoare și se pune pe toată... Adi, la ei, până răspuns tu. Am scris în centru aici. Nu, aici. Sunt vreo 3-4 mașini care sunt abonați. Nu poți să plea nici. Știi ce se întâmplă când termină aleea? Lângă ea sunt normale de pământ. Dacă am luat o să luăm pământul ăla, atunci pot să parchez așa. Lipsă de ăla. Adică, vine și... Niște devivele de la vrățirea de vrățirea. Face peste tot în primul rând. Și la DNA? Și la DNA. Și la DNA. Și sus se circulă. Deci la DNA pe drumul ăsta nu, că am asfaltat acum. Deci vreau să vă spun că e pistă de ralism. Într-o primă fază. Poate găsim altă soluție. Dacă le-ai de beton, din asfalt, e ok, dar nu, dacă nu le poți nimeri la distanța, la înălțimea normală, riști să strici un mașină. Dacă știu cu un mașină, da. Te-ai dreptat și atunci să stea. Acum le-au pus pe joasă. În orașul ăla nu vreau pus să... Cere pe clasicii, pe formă, sunt pe nici cum, prin cauciuc, că sunt vreo de 6.000 de lei cu TVA. Da, dar eu vreau să spun altceva, dar noi punem din sate toate, toate. Dacă rezervez 20, sunt 1.200.000, adică... Dacă planul de asfalt, pe aia nu mai scoate. Exact, apel nu-l scoate. Mai degrabă, mai suplimentăm. Doamne, ai cu asfalt. Oricum, oricum, primăvară... Câte vor să nu știu? Oricum, primăvară, o să trebuiască să vă refacem două la delen din nou. Numărator, la excepțion în curba asta aici, trebuitul ăla. Și atunci o să luăm un calcul, vă o mașină de curba asfalt. Și să nu facem nici cocoașe. Da, da. La Drăgugie și lucrăm oricum, că ne vine proiectul până la preiunță și poate Dumnezeu să... Și, acum ne vine și din bugetul care avem, acum ne avem bani de ieșire de Dumnezeu. Te folos și de ieșire de nostru. Dar că nu știu ce garanție avem că vom avea buget mai devreme ca anul ăsta. Că știți foarte bine, am avut în martie, în aprilie, anul ăsta buget. Să mă merge. Anul ăsta o să fie. Ei, o să fie. Ana, și Ana. Anul ăsta o să fie la anul ăsta. Nu, și toată vieții luate unul la altul, până la urmă, la fel toți, știți ce e. Și noi suferim aici, despre asta e vorba. Ce vreau despre ei? Mai am o problemă. La, de acolo în față, unde s-a pus balastrul ăla, ăla eu am zis la început că-i pus cam degeaba. Pentru că-i pus în luat provizor, așa. Unde în față? În față, la mine, la magazin, la tot. E tot ieșit ăsta. Așa, bine, lasă, că l-am mai dat, așa. Cu lopata, l-am pus pe cineva. Ideea e că o par din el, o plecat, așa, și chiar partea de la el deja i-am început să strălese. Deci ideea era, cum am zis eu, puneam o parte din ele, dacă se putea, mai săpam în jos, dacă îi spui că era de 10, dar mai săpam 5 cm în jos, și le puneai pe alea și nu mai aveai treabă. Ce tare, da. Da, am făcut-o provizorii în toamnă, pentru că am văzut chiar mare diferență acolo.
La anul o să schimbăm gardul de la școală, că arată sub orice critic și să bat betonul pe curtea, că e măcar parte de intrare acolo în fața școlii și la ghilegiul la fel, de dezastru, la ghilegiul e răzită cu cismile acolo la școală, deci se lucrează la canalizare în spate, e dezastru. Și dacă turnăm, cred că merge în apostament până în centru, acolo până e mare. Și mașina, de seama că mă răzit foarte mult din mașini. Profesorul care vine la școală, cei care pus la magazine, ce vreau, să-mi spune și lui profesorul ăla care se comportă ca un client. La frate, sigur, după. Serios. Deja colegi, nu știu. Da? Da, deci de-ai modul... E da. Grosolană treaba. Deci nu se ferește nici de fete, da? Nici nimic. Da. E de-a vrut și de-a vrut. Da, nu, e de-a român. Nu are probleme cu prostul. Nu m-am să aștept și am înțeles că nu ești român. El e român și clasic. Da. Mulțumim pentru colaborare. Avem din sărbătorare. Că tu fericit, un an bun răspuns. Deci cu toate că mi-a prins viață în cap, dar nu mă contează. Adică respectul e ce problemă. Dacă cap profesor îți perdiți tiftiști pe gardul în fața elevilor, nu mai ești profesor. Dar chestia asta nu trebuie. 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 Nu trebuie.